Sărut mâinile, bună ziua, dragi gospodari, dragi moldoveni. Suntem așadar pe vatra Văii Trotușului aici, unde dorurile noastre, pornind de la granița cu Harghita, coboară prin Dofteana, o localitate binecuvântată de Dumnezeu, cu acest peisaj mirific. Iau dorurile noastre și le duc mai departe la Siret, apoi la Dunăre și la Marea Cea Mare. Așadar, ceea ce ne leagă sunt tradițiile noastre naționale, sunt valorile în care mărturisesc, cred, și în care cred că și dumneavoastră credeți. Pentru că ceea ce ne leagă mai mult și mai mult, pe lângă sfânta credință în Dumnezeu, sunt tradițiile noastre românești. Momentele următoare par oarecum solemne, așa, pentru că, pentru început, domnul primar, împreună cu Consiliul Local, a luat hotărârea să premieze cuplurile care, iată, poartă jugul căsătoriei de peste 50 de ani. Și credeți-mă că cu multă iubire, cu multă răbdare, cu multă îngăduință din partea prea bunului, este totuși greu să porți un jug al căsătoriei de 50 de ani. De asta se cuvin aplauze, se cuvin felicitări, pentru că acești oameni ne poartă și ne sunt exemplu pentru noi și pentru cei care vor veni. Acțiunea noastră sau evenimentul nostru continuă prin premierea echipei de fotbal, pentru că iată, ia naștere în localitatea Dofteana echipa de fotbal. Mult dorită de tineret, sportul are un loc important în viața noastră și mă bucur că și la Dofteana vedem oameni care încep să facă lucruri bune pentru societate. De asemenea, se vor premia acțiuni sportive, se vor premia olimpicii din localitatea Dofteana. Undeva în partea dreaptă avem binecuvântarea unui sobor numeros de preoți. Niciodată nu spun cine îl conduce, pentru că mai marele este însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Dar mă bucur că orice acțiune de felul ăsta, o acțiune frumoasă ca a noastră, are binecuvântarea preoților și le spun să rămână și bun găsit alături de noi. Pentru orele care urmează, avem alături, zic eu, una din cele mai mari voci ale României, o floare a cântecului ardelean. Doamna Veta Biriș s-a alăturat nouă astăzi la Dofteana. Doamna Irina Loghin va veni și ea. Va încheia, cum scrie afișul, și cred că nu trebuie să mai spună tot programul. Și dacă o să aveți răbdare, am să vă cânt și eu așa câte ceva, vă două, trei cântece, cât ați avea răbdare să mă ascultați. Deocamdată, nu cred că ar trebui să chem în fața electoratului, pentru că nu-i cază, nici în fața publicului, pentru că persoana pe care vreau să o invit nu este artist. Vreau să chem un prieten al dumneavoastră, în fața dumneavoastră, să conducă această întâlnire, preț de o oră, pe cel mai frumos mint, pe cel mai palid, că și el m-a făcut cu vânătoare de râs. Hai să-i spunem totuși cel mai bun și cel mai fain bujor. Și să știți că eu m-am dus la o vânătoare la munte, v-am chemat aici ca să vă spun treaba asta, și am împușcat un mistreț la 160 de kg și l-am împărțit numai noi, vă 4-5. Și eu îi zic lui Nea Vasile, băi Nea Vasile, dar ce fain când împarți la 4. El îmi zice, să vezi ce fain când împarți la 1. Așa că așa m-am învățat și eu de la el. Și cu mine ai făcut la fel. Bun. Asta e treaba. Da. Mulțumesc domnului George Cojocărescu, bunul nostru prieten, care ne-a vizitat localitatea de mai multe ori. Eu iarăși revin în fața dumneavoastră. Stimați cetățeni, în anul 2008, la data de 1 iunie, dumneavoastră, marea majoritate, m-ați votat și eu am devenit primarul Comunei Dofteana. Mai am câteva luni de zile și voi avea 10 ani. Investițiile care s-au derulat de-a lungul timpului în localitatea noastră au fost făcute, executate, dar nu am putut să fiu singur niciodată. Știți, pe parcursul timpului am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință, poate chiar am făcut un mare
compromis politic, am plecat de la o formațiune politică la alta și mulți poate mi-au zis că am trădat. Nu. Am plecat, am făcut investiții, am continuat, voi continua, dar niciodată nu voi putea să continui singur. Aș vrea să invit alături de mine câteva persoane care m-au ajutat și mă vor ajuta, sper, în continuare. Și îi rog să poftească în scenă doamna deputat Teodora Șotcan, care anul trecut, dumneavoastră, ați votat-o cu un mare număr de voturi, dumneavoastră a ajuns în Parlamentul României și dumneavoastră, fiind cu ani mulți în urmă, generalul inspector de la Inspectoratul de Învățământ al județului Bacău. Este o doamnă, cum o vedeți dumneavoastră, suplă, cândva a fost și directorul liceului Costache Negri din orașul Târgu Ocna. Marea majoritate, cei care au făcut liceul, o cunosc și au legat și o bună prietenie. Din partea Consiliului Județean Bacău, invit alături de mine vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Pravăț. Un tânăr nou promovat la Consiliul Județean, dar vechi în formațiunea politică și știți dumneavoastră, orice ai face într-o localitate, trebuie să mai fie și cineva care suflă vânt cald pe la spate. Dumnealui mă ajută destul de mult. Astăzi probabil trebuia să fie mult mai mulți reprezentanți ai Parlamentului României și din Guvern, dar cred că ați vizualizat pe postul de televiziune că și dumnealor au o mare întâlnire la Constanța. Invit alături de mine și alte persoane care sunt vecini. Știți dumneavoastră, cum vecin dintotdeauna trebuie să ai o relație cât se poate de bună. Invit alături de mine primarul orașului Slănic, Moldova, domnul Baciu, în care știm destul de bine că ne hotărâm cu orașul Slănic pe o lungime de 4.000 de metri, cu Târgu Ocna mai puțin, cu Covazna 3.800 de metri pe culmea munților Nemira, acolo, cum știm toți, care are o înălțime de 1.654 de metri. Invit alături de mine viceprimarul orașului Târgu Ocna, domnul Drăgănuță, o persoană cunoscută aici, în vecinătatea noastră. La fel invit alături de mine viceprimarul Comunei Iagăș, domnul Florin Rață. N-aș mai spune și dumnealui vânător și mă cunosc prea de mulți ani cu dumnealui, dar o spus că a uitat gustul cărnii de vânat. Acum nu știu să-l cred, dar poate spune adevărul. Invit alături de mine consilier județean Vasile Mărălache. Era în zonă, Vasile, te rog frumos să vii alături de mine. Uitați-l unde a rămas, dar uitați-l și în cereri tare, doamna primar de la Pârgărești. O doamnă, dacă a studiat un pic în presă, așa, și pe rețele de socializare, domnul ei a făcut administrație mai mulți ani, dar nu în zona noastră. La ora actuală a devenit primarul Comunei Pârgărești. Este o doamnă distinsă care este hotărâtă și dorește să facă ceva și să schimbe multe lucruri în Comuna Pârgărești. Aștept alături de mine un cetățean de onoare ai Comunei Dofteana, Costică Ignat, fost colonel de poliție în județul Harghita, a fost prin diverse servicii, a primit diplomă de cetățean de onoare în anul 2009 prin votul dat de către consilierii locali ai primăriei Dofteana. Dumnealui care a urcat ultimul este Vasile Manolache, consilier județean Bacău. Mulțumim tuturor celor care au venit. Invit alături de mine consilierii locali, indiferent de culoarea dumnealor politică, îi rog să urce pe scenă.
Hai că sunteți mai de alcasi și voi trebuie să aveți forță. Hai, haideți! Da, sigur, la nivel de Valea Trotoșului, oficialități, consilieri județeni, consilieri locali sunt mult mai mulți, dar care au avut bunăvoința și știe că cineva i-a votat și reprezintă un anumit număr de persoane, au urcat bărbătește pe scenă. Le mulțumesc tuturor! Stimați cetățeni, astăzi sărbătorim cu toții 581 de ani de la prima atestare documentară a Comunei Dofteana. Astăzi ne amintim că în anul 1436, la data de 8 septembrie, Comuna Dofteana îi se spunea satul Dofteana. Acel sat era undeva amplasat mai sus de gara Dofteana, în câmpul zis a Doftenei, care la un mic număr de locuitori, așa cum era, într-o noapte de Paște, satul a fost desființat prin prigoana tătară care a venit în localitatea noastră, a dat foc satului, a dat foc bisericii, iar cei ce au mai rămas au plecat pe munți și n-au venit înapoi până când s-a terminat prigoana tătărască. Cine erau acești oameni care au plecat? Erau cetățeni din localitatea noastră. Când s-au reîntors înapoi după terminarea prigoanei tătărești, o parte dintre ei au mers către Dărmănești și din acel moment s-a dat denumirea satului Dărmănești, Dărmăn, după conducătorul lui de la acel moment. Cei din Dofteana au coborât la vale și a dat denumirea satului Dofteana după apa Dofteana. Vă reamintesc tuturor, o parte dintre ei au rămas la locul numit Dohotar. Doftenerii știu unde este Dohotar, undeva prin fața dârzului, pe Ștefan Vodă. Și din coaja de mesteacăn au făcut o substanță care ungeau osii de la căruță, osii din lemn la acea vreme. Mai târziu, substanța respectivă a fost folosită în pielărie, la hamuri de cai și la încălțăminte. Depășim acel moment. Am ajuns astăzi să sărbătorim 581 de ani și localitatea noastră, vă spun că se află amplasată în partea de vest a județului Bacău, la confluența râului Trotuș cu râul Dofteana, care are o suprafață de 17.430 de hectare, care are astăzi un primar, un viceprimar și 17 consilieri care sunt la cârma localității Dofteana. Iată, stimați cetățeni, în 581 de ani s-a transformat localitatea noastră în ceea ce vedem astăzi. V-am vorbit un pic despre istorie. Sigur, aș putea să vorbesc mult despre istoria localității noastre. Aș putea să vorbesc mult despre istoria, așa zis, a orașului Târgu Ocna, care este un oraș plin de istorie. A orașului Slănic, care este un oraș plin de istorie, care au participat împreună cu soldații noștri și au scris pe cetea, pe aici nu se trece, care au participat împreună cu soldații noștri din Dofteana și care și-au jertfit viața și la rândul lor au luptat la Mărășești și Oituz. Sunt multe de spus. Astăzi noi suntem la cârma localității noastre. În calitate de reprezentant al acestei comunități, eu am promis cetățenilor din localitatea Dofteana să fie alături de mine, să facă echipă cu mine împreună cu Consiliul Local, să mergem în același gând, să parcurgem în același pas și să dezvoltăm localitatea. Investițiile care au fost făcute la nivelul acestei localități nu sunt puține, dar nici prea multe.
Dar vă spun sigur, astăzi pe masa primarului există foarte multe proiecte care ele deja sunt aprobate. Săptămâna trecută am fost nominalizat de către Uniunea Europeană și am câștigat cel mai mare proiect din județul Bacău, valoarea 1,5 milioane de euro. Nu este chiar așa de simplu și nici ușor. Dar am promis și promit aici, dacă Dumnezeu mă va ține la conducerea localității Dofteana cu acceptul dumneavoastră, Comuna Dofteana, până în anul 2020, vreau să o aduc la nivel de un micuț orășel de munte. Un micuț orășel de munte care este amplasat la poalele munților Nemira. Din aceste motive, vă mulțumesc pentru încrederea care dumneavoastră mi-ați dăruit-o. Căci încrederea, cuvântul, verticalitatea nu sunt obiecte de cumpărat. Nu se găsesc la supermarket. Se capătă în timp prin încrederea care dumneavoastră o aveți în mine. Din aceste motive vă mulțumesc. Din aceste motive vă spun căci astăzi împlinim 581 de ani și am datoria morală să spun tuturor la mulți ani Dofteana, la mulți ani România.